Bine v-am găsit, oameni buni, și noi suntem azi la un nou videoclip. Și în acest nou videoclip suntem tot în seria noastră Minecraft Survival. Și astăzi vom aprinde un beacon. Ok, uitați-vă, am pus eu beacon mai aici și acum am pus beaconul, da? Deci acum trebuie să iau într-un fel, îmi trebuie lopata asta, că mi-am pus aici un chest cu mai multe chestii în el, pentru că am făcut rost de mai multe chestii, vedeți? Am acolo beaconul cu tonele și da. Stai puțin. Facem așa. Că vreau de 3x3. Deci, da. Facem așa. Stai să când am greșit aici. Stai portalele. Și dacă vreți să faceți un beacon, vă trebuie și un Nether Star. Eu am luat Nether Star-ul. Nu am făcut rost de Nether Star-ul ăla, dar uite că am făcut rost de el. Și da. Am făcut mai multe beacon-uri pentru că mi-a dat făcut rost de 64 de Nether Star-uri și da, am luat și de asta de block of Emerald, blocuri de Emerald, pentru că fără blocuri de Emerald nu o să merg beaconul. Și așa. Și după cum vedeți, uitați-vă în beaconul nostru. Prima dată am și zis, bă, nu merge, doamne, și a mers, uitați-vă, vedeți? Aha, o să, n-a dat. Bă, era mișto să fac în... Și uitați-vă, dacă vreau să apăs aici, poate să-mi dea jump. Și acum hai să colorăm beaconul. Aș vrea să caut culoarea albastră, pentru că vreau beaconul meu albastru. Și știu unde să găsesc eu culoarea albastră. Și este foarte, foarte, foarte bine. Mergem pe aici și o să colorăm beaconul. Ok, hai să mergem să luăm. Dar vreau să facem mai multe beaconuri. Vreau să facem două beaconuri. Da, două vreau. Și vreau să-i... Oh, s-a plouă. E zirem. O să iau culoarea roșie, pentru că am deja acolo culoarea roșie, și o să-l colorez în roșie. Andrei, 1.59, hai. Știu că a murit. Repede, mi-e repede ca să nu iau tot ce pun apoi. Ok,
am luat cam prea multe chestii după mine, deci... Ah, nu e noapte, da. N-am luat cățula. Dar în fine, am aprins beaconul și acum hai să-l colorăm. Pentru că vreau să-l colorăm în roșu. Pentru că e mișto. Sau galben. Roșu. Bă, vreau galben. Ok, o să caut acum cum se colorează un bigan pentru că văd că... Deci, da, o să caut, o să intru în casă și dau pe pauză și caut pentru că, da, o să dau pe pauză și o să caut. Ok, oameni buni, da, am aflat cum, dar trebuie să colorez un geam și nu... Nu mi-e pare ca să colorez geamul, deci uitați-vă, vedeți, nu mi-e pare și vreau să-l colorez neapărat. Deci. Dar mai întâi hai să vă arăt ceva, oameni buni, uitați-vă. Vedeți? Hai să luăm asta de aici. Hai să mutăm asta. Dar cam atât pentru episodul de astăzi. Noi ne revedem acum la alt videoclip. Cu voi ați fost Andrei. Dacă vreți să mă susțineți, apăsați butonul de like. Și dacă vreți să mă susțineți cu adevărat, abonați-vă, dați share, subscribe. Cu voi ați fost Andrei.
Dacă vreți să vă susțineți în continuare, apăsați butonul de like și abonați-vă, pentru că mă ajută foarte mult. Vă ați fost agrăit!